Trei pacienți au fost transferați azi noapte la Iași cu elicopterul. În terapie intensivă ne apropiem de capacitatea maximă. Mai sunt cel mult 200 de paturi libere. Trei pacienți din Giurgiu au fost transferați la Iași cu elicopterul pentru că nu li s-au găsit locuri mai aproape. În orașul cu 60.000 de locuitori, sistemul medical își arată neputința în lupta cu coronavirusul. Pentru un altul a fost găsită o soluție la Roman. Pe măsură ce crește numărul de infectări și numărul pacienților cu forme grave este mai mare, România are acum 3.065 de paturi de ATI, 1.250 dintre ele pentru COVID. Medicii spun că într-o săptămână se vor ocupa toate paturile pentru bolnavii infectați cu SARS-CoV-2. Din păcate, oricât de mult ai vrea să te extinzi, la un moment dat evoluția pandemiei în acest ritm extrem de accelerat depășește orice capacitate de infrastructură. Și sigur, nu discutăm doar de infrastructură, discutăm și de personal medical care nu poate fi cumpărat, nu poate fi achiziționat în regim de urgență. Deja tot mai multe spitale nu mai fac internări în secțiile de terapie intensivă, iar salvările sunt direcționate spre alte județe, unde locurile eliberate sunt ocupate foarte repede de pacienți în stare critică. Cred că dacă vom ajunge să depășim capacitatea de terapie intensivă, putem să solicităm un astfel de ajutor internațional, pentru că un pacient în stare critică nu este atât de ușor de transportat într-o altă țară. Petrecerile continuă în pandemie, nici situația la zi, nici dramele din spitale și nici măsurile luate de autorități nu par să-i sperie pe unii dintre români. În mai multe orașe din țară, tinerii au organizat petreceri înainte ca țara noastră să intre în carantină parțială și au sfidat total regulile și pericolul infectării cu noul coronavirus. O petrecere din Craiova s-a terminat cu dosar penal. În mai multe baruri din centrul vechi al orașului, tinerii s-au distrat ca înainte de pandemie. Își joacă sănătatea a lor și a celor dragi la ruleta rusească, spun autoritățile. Poliția a dat amenzi de 5.000 de lei. Alt județ, alte petreceri. În Caraș-Severin era întoi un eveniment privat când au sunat jandarmii la ușă. Organizatorul a fost amendat cu 3.000 de lei. În Sighetul Marmației, poliția a intervenit la un local în care era în desfășurare o aniversare cu peste 20 de oameni. În acest caz au fost date amenzi în valoare de 24.000 de lei. Și în timp ce unii petrec nepăsători, ambulanțele stau la coadă în curțile spitalelor, iar medicii plâng de epuizare. Dar de aici vine și limitarea mișcării după 23, pentru că se combină că să faci petrecere la tine, trebuie oamenii să vină, trebuie să plece. Dacă vrei să o faci, de regulă o faci noapte. Dacă totuși este limitată circulația, nu există nicăieri scopul de revenire acasă de la petrecere sau să, că mă duc la o petrecere. Deci limitările se combină aici. Nunțile, botezurile și alte evenimente private sunt interzise în România. Statele europene care au luat decizii aspre deja au trecut chiar mai departe, oprind inclusiv vizitele la rude. În Belgia, o singură persoană are voie săptămânal. Credincioșii fac coadă la moaștele Sfântului Nectarie. Rândul celor care vor să atingă rămășițele se întinde pe mai bine de un kilometru. Este a doua zi de pelerinaj în capitală, iar enoria și nu se tem că ar putea să se infecteze cu virusul SARS-CoV-2. Colega noastră, Bianca Ogarcă, este la mănăstirea Radu Vodă și ne poate da mai multe detalii. Bun găsit, Bianca, te ascultăm! Bun găsit! Și astăzi s-au adunat câteva sute de persoane aici la mănăstirea Radu Vodă din capitală. Credincioșii au venit încă de la primele ore ale dimineții și au stat la rând pentru a ajunge la racla cu moaștele Sfântului Nectarie. Credincioșii susțin că nu se tem să vină la pelerinaj, întrucât s-au respectate măsurile de distanțare socială și, bineînțeles, poartă
portă și masca de protecție. De altfel, aici, așa cum puteți observa și în imagine, sunt și forțe de ordine care atenționează, spre exemplu, pe cei care nu poartă masca de protecție corespunzătoră. Astăzi, spre exemplu, spre deosebire de ieri, putem observa în curtea mănăstirii faptul că și călugării au venit printre persoane pentru a le spune să păstreze distanța și să poarte masca de protecție corespunzător, practic să nu uite de normele de protecție sanitară. Rândul începe de jos și astăzi, din afara mănăstirii, însă oamenii sunt dispuși să stea cât este nevoie pentru a ajunge la raclă, acolo unde se vor închina la Sfintele Moaște. De altfel, așa cum puteți observa în imagini, înainte de a ajunge la raclă, oamenii se dezinfectează pe mâini, iar de asemenea, racla este curățată după ce trece fiecare pelerin. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Suspansul a luat sfârșit în America. Joe Biden va fi cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite. După mai multe zile de tensiuni, candidatul democrat și-a asigurat cei peste 270 de electori necesari pentru a deveni noul lider de la Casa Albă. Voi fi un președinte care va uni, care nu vede state albastre sau state roșii, ci numai Statele Unite. Aceasta este promisiunea pe care a făcut-o Joe Biden în primul său discurs după ce a câștigat alegerile de peste ocean. El a fost însoțit pe scenă de noul vicepreședinte al Americii, Kamala Harris. Și-a ținut discursul după victoria din cadrul alegerilor prezidențiale în fieful său din Wilmington, în statul Delaware. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation. 74 million. Joe Biden a promis că va încerca să unească cele două tabere din Statele Unite ale Americii. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. Biden a avut un mesaj și pentru soția sa Jill, viitoarea prima doamnă a Americii. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. And Jill's going to make a great first lady. I'm so proud of her. De asemenea, președintele ales a ținut să o felicite și pe Kamala Harris, viitorul vicepreședinte al Statelor Unite. Once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not, your family, you become an honorary Biden, there's no way out. Biden a avut un mesaj și pentru votanții lui Donald Trump. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now, let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric
lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They are Americans. The Bible tells us to everything there's a season, a time to build, a time to reap and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America. Folks, I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. Democratul și-a încheiat discursul cu o învățătură de la bunicii săi. As my grandpa, our grandpa, he said when I walked out of his home when I was a kid up in Scranton, he said, "Joey, keep the faith." And our grandmother, when she was alive, she yelled, "No, Joey, spread it. Spread the faith. God love you all. May God bless America and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you." După ce a fost anunțată victoria democratului Joe Biden în cursa pentru Casa Albă, mii de susținători ai acestuia s-au năpustit pe străzile din New York, Washington, Philadelphia, dar și din alte orașe pentru a sărbători. Mulți dintre cei care au ieșit să danseze pe stradă sunt tineri, cântă și dansează de bucurie, iar unii dintre ei au fost atât de emoționați încât au început să plângă. Și în Washington s-au adunat mulțimi mari de oameni. Aceștia au manifestat chiar în fața Casei Albe. Americanii au sărbătorit după o perioadă extrem de tensionată din cauza scrutinului prezidențial. Pennsylvania și Nevada, două state considerate cheie pentru obținerea unui mandat la Casa Albă, i-au adus victoria lui Biden, una pe care Donald Trump nu o recunoaște. Bucuria susținătorilor lui Joe Biden a ajuns pe tot mapamondul asta și datorită corespondenților din toată lumea care au prezentat de la firul ierbii acest eveniment istoric. Printre ei s-a numărat și un jurnalist francez care a fost abordat într-un mod extrem de comic de un susținător al lui Joe Biden. Noul președinte al Statelor Unite cunoaște bine România. Democratul Joe Biden a vizitat țara noastră de mai multe ori și a ținut legătura în mod activ cu președinții Traian Băsescu și Klaus Iohannis în timpul mandatului său de vicepreședinte în administrația Obama. Prima vizită a lui Joe Biden în România a avut loc tocmai în 1999, în calitate de membru al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului American. Cea proeminentă însă a fost vizita efectuată în timpul funcției sale de vicepreședinte al Statelor Unite. În 2014, Joe Biden a vizitat România împreună cu soția sa și a declarat că țara noastră este un aliat puternic și de încredere pentru Statele Unite ale Americii. Mr. President, we may be listening to a future president. I don't know. It's a great honor to be in this magnificent venue and at such an important time in U.S.-Romanian relations. Tot în 2014, Joe Biden a sprijinit în mod clar eliminarea vizelor pentru cetățenii români care vor să călătorească în Statele Unite, lucru care nu s-a mai întâmplat, deoarece o astfel de decizie ținea de majoritatea republicană din Congres. Un an mai târziu, Joe Biden s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis la Casa Albă, în timpul vizitei efectuate de șeful statului român în Statele Unite. Discuțiile de la vremea respectivă au continuat ideile din anul precedent și au vizat parteneriatul strategic dintre cele două țări. Joe Biden a câștigat scrutinul președinte.
prezidențial și a devenit cel de-al 46-lea președinte din istoria Statelor Unite și cel de-al 14-lea fost vicepreședinte care preia funcția supremă în statul american. Statele Unite vor avea o nouă primă doamnă. Jill Biden a fost timp de 8 ani a doua doamnă a Americii în timpul administrației Obama, dar prezența sa publică a fost una discretă, preferând în tot acest timp să se concentreze în continuare pe cariera de profesor. Jill Biden este profesoară de 30 de ani și o activistă pentru educație, munca sa fiind concentrată asupra colegiilor comunitare. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. And Jill's going to make a great first lady. I'm so proud of her. La rândul său, Jill Biden, viitoarea prima doamnă, a postat o fotografie alături de soțul său. Va fi un președinte pentru toate familiile, a scris partenera candidatului democrat. În vârstă de 69 de ani, Jill Tracy Jacobs Biden s-a născut pe 3 iunie 1951 la Hamilton, New Jersey și a copilărit într-o suburbie din Pennsylvania. Jill Biden a absolvit engleza la Universitatea din Delaware, unde a obținut ulterior și un doctorat și este profesoară de limba engleză din 1993, predând la colegii comunitare. Este căsătorită cu Joe Biden din 1977 și au împreună o fiică născută în 1981. Cei doi s-au cunoscut în 1975, pe când Joe Biden era senator, iar ea trecea printr-un proces de divorț tensionat cu primul soț. S-au căsătorit în 1977, după ce Jill l-a refuzat de mai multe ori pe Biden, îngrijorată din cauza atenției publice a carierei sale pe care și-a dorit-o cu ambiție din adolescență și a responsabilității creșterii celor doi copii mici ai senatorului. Ea a fost cea care l-a ajutat pe Joe Biden să treacă peste șocul pierderii primei sale soții și a fiicei lor de numai un an. Prima soție a lui Biden a murit într-un accident de mașină în 1972, alături de mezina familiei. În mașină se mai aflau și cei doi băieți ai cuplului care au supraviețuit tragediei. Pe lângă meseria de profesoară, Jill este și președinta ONG-ului Biden Breast Health Initiative, fondat în 1993, care derulează programe educaționale de conștientizare a cancerului la sân în școli. În 2007 a fondat Book Buddies, un program de sprijin pentru elevii cu venituri mici. La 55 de ani a devenit doctor în domeniul managementului educației. Adevăratul test al lui Joe Biden abia acum începe. După ce a fost ales al 46-lea președinte al Statelor Unite, Joe Biden trebuie să își respecte promisiunile făcute în timpul campaniei și în discursul după anunțul victoriei, mai ales că acesta s-a bazat mult pe subiectul privind pandemia de coronavirus. Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope. In the great battles of our time, the battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country, and the battle to save our planet by getting climate under control, the battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. Noul președinte al Statelor Unite a vorbit mult despre problemele cauzate de pandemia de coronavirus în timpul campaniei sale. Pentru a păstra același ton, Biden a promis că a început deja să lucreze în acest sens. Astfel, democratul urmează să anunțe luni membrii noului grup de lucru privind pandemia de coronavirus. Grupul ar urma să fie condus de trei copreședinți și, împreună cu Biden și noul vicepreședinte Kamala Harris, plănuiește să țină constant conferințe de presă și să ofere informații cu privire la situația epidemiologică din țară. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021.
Pandemia de coronavirus nu a fost însă singurul domeniu în care Joe Biden a făcut promisiuni. Înainte de a fi anunțat câștigătorul cursei pentru Casa Albă, candidatul democrat a mai promis și că încearcă să rezolve problemele legate de climă prin întoarcerea Statelor Unite în Tratatul de la Paris. Ca vicepreședinte, el a fost direct implicat în negocierea acordului de la Paris din 2015, tratat din care Donald Trump a scos țara pentru exploatarea energetică. În ceea ce privește componenta socială, Joe Biden este un susținător al drepturilor egale. El a promis în timpul campaniei că în primele 100 de zile, după ce va fi ales președinte, va promulga un proiect de lege care să-i protejeze pe membrii acestei comunități de discriminare pe criterii de identitate sexuală și de gen. Piețe volante pentru producătorii afectați de restricțiile care intră în vigoare de mâine. Premierul Ludovic Orban a discutat despre problema piețelor închise la interior cu Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, și cu Robert Negoiță, președintele Asociației Municipiilor din România. Mai mulți edili din țară au anunțat deja că vor aplica astfel de soluții. Premierul Ludovic Orban a stabilit cu primarul Nicușor Dan ca în capitală să fie organizate piețe volante vinerea, sâmbăta și duminica. De altfel, pentru ca regulile să fie respectate, premierul a anunțat că va trimite reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, dar și pe cei din partea Direcției Sanitar-Veterinare pentru a susține inițiativa. De asemenea, Orban a discutat și cu Robert Negoiță, președintele Asociației Municipiilor din România, pentru ca aceleași măsuri să fie adoptate și în celelalte orașe din țară. De altfel, primarii din țară au reacționat deja la inițiativa premierului. Edilul din Deva, printr-un mesaj postat pe contul personal de Facebook, a anunțat modificările ce vor surveni. Venim în sprijinul cetățenilor și al producătorilor agricoli locali prin organizarea de piețe volante în cartierele Devei. Practic, tarabele la care se vindeau legume și fructe vor fi scoase în afara pieței centrale, în imediată apropiere, unde primăria Deva va asigura condițiile pentru un comerț civilizat în aer liber pe trei laturi ale pieței centrale, a transmis acesta. Și primarul din Târgu Jiu spune că la cererea producătorilor vor fi organizate piețe volante acolo unde va exista cerere. Pentru protejarea producătorilor autohtoni, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu premierul Ludovic Orban, a consultărilor cu o serie de producători, dar și cu ceilalți primari liberali, putem organiza piețe volante la solicitarea întreprinzătorilor. Așadar, producătorii agricoli sunt încurajați să solicite organizarea unor astfel de piețe. Oricât de dificilă poate deveni situația, putem găsi soluții dacă ne consultăm și mai ales dacă stăm de vorbă cu oamenii și le ascultăm doleanțele, a scris edilul. Webinarii pentru profesorii, tablete pentru copii, dar și un tel verde la care putem apela atunci când dăm de greu. Acestea sunt doar câteva dintre măsurile luate de guvern pentru a ajuta sistemul de învățământ. Asta după ce autoritățile au decis să introducă toate școlile în scenariul roșu. Al doilea val de infectări a prins sistemul sanitar la fel de nepregătit. Numărul îmbolnăvirilor crește pe zi ce trece, iar școlile ar putea deveni adevărate focare. Tocmai de aceea, guvernul a decis trecerea tuturor școlilor în scenariul roșu. În acest context, ministrul educației Monica Anisie a publicat un set de măsuri care au fost gândite atât pentru binele elevilor, cât și ca ajutor pentru personalul didactic care nu are competențe dezvoltate pentru utilizarea mediului online. Conform acesteia, toți profesorii care au nevoie de îndrumare pentru învățarea online vor beneficia, începând de marți, de webinarii pentru fiecare materie coordonate de experți din minister. De asemenea, Anisie a anunțat că săptămâna viitoare vor fi distribuite în țară încă 82.000 de tablete, iar copiii fără acces la internet vor primi acasă materiale didactice. Iar elevii vor scăpa de o grijă în aceste două semestre, tezele nu se mai susțin, ele fiind înlocuite cu evaluări sumative. Ministrul a mai anunțat și că de săptămâna viitoare va fi pus la dispoziție la nivel de județ un tel verde pentru profesori, elevi și părinți, unde vor fi răspunsuri și soluții la probleme punctuale. Noapte de coșmar pentru autoritățile din Iași și mai multe echipaje de pompieri au fost solicitate să intervină pentru a stinge un incendiu izbucnit la ultimul etaj al judecătoriei Iași. Din primele informații, nu există victime. Incendiul s-a manifestat într-una dintre încăperile aflate la ultimul etaj al clădirii în care funcționează judecătoria Iași. Zeci de minute s-au luptat pompierii cu flăcările, care au ars pe o suprafață de 200 de metri pătrați. La fața locului s-au deplasat 17 pompieri de la detașamentul 1 și detașamentul 2, care au intervenit cu 5 autospeciale de stingere cu spumă, una de descarcerare, două cisterne, două echipaje de prim ajutor și 3 autospeciale de muncă operativă. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
autoritățile au pornit o anchetă pentru a descoperi cauza incendiului. Și soldații regiunii separatiste din Nagorno-Karabakh nu dau semne de încetare. Președintele francez Emmanuel Macron și omologul său rus Vladimir Putin au insistat din nou ieri în timpul unei convorbiri telefonice asupra necesității de a se pune capăt luptelor. Asta după ce acum o lună, tot în urma unei discuții telefonice, cei doi au arătat că sunt pregătiți să facă o declarație pentru încetarea luptei. După ce la începutul lunii octombrie cei doi lideri au mai avut o discuție despre eforturile diplomatice de a deescalada cele mai intense lupte din Nagorno-Karabakh din ultimii ani, acum Vladimir Putin și Emmanuel Macron au discutat în detaliu despre criza dintre cele două țări caucaziene, se arată într-un comunicat de presă. În urma discuției telefonice, cei doi șefi de stat au convenit asupra necesității de a se pune capăt luptelor pentru a permite revenirea la negocieri realiste, potrivit comunicatului transmis de presa franceză, care amintește faptul că obiectivul principal este asigurarea menținerii populației armene pe acest pământ și încheierea suferinței pentru populația civilă. Până în prezent, trei încercări de armistițiu umanitar negociate sub egida Rusiei, respectiv a Franței și a Statelor Unite, au eșuat. Rusia este legată de Armenia printr-un tratat de securitate colectivă despre prevederile căruia a susținut în trecut că nu se extind și la teritoriul regiunii Azere Nagorno-Karabakh. De la reluarea luptelor pe 27 septembrie, soldate cu peste 1250 de morți, forțele azere au recâștigat porțiuni importante de teritoriu în sudul regiunii. Cel puțin 1000 de oameni au murit în aproape 6 săptămâni de lupte în Nagorno-Karabakh, enclavă recunoscută în plan internațional ca parte a Azerbaidjanului, dar populată și controlată de etnici armeni. Protestele coronascepticilor continuă în Europa. Peste 20.000 de oameni au ieșit în stradă în orașul german Leipzig pentru a protesta împotriva noilor restricții luate de guvern. Germanii resping purtarea măștilor de protecție și spun că restricțiile impuse sunt exagerate. Ciocnirile violente ale protestatarilor cu forțele de ordine au avut loc la doar două zile după ce guvernul german a anunțat noi restricții pentru a stopa răspândirea epidemiei de coronavirus. În Leipzig, oamenii care se opun măsurilor au ieșit în stradă pentru a-și striga nemulțumirile. Și asta pentru că, începând de luni, restaurantele, barurile, cafenelele, dar și toate muzeele, teatrele și sălile de sport se vor închide pentru o perioadă de 4 săptămâni. Deși Germania nu a instaurat măsuri de carantină, așa cum s-a întâmplat în Franța sau în alte țări europene, aceste noi restricții au stârnit o oarecare nemulțumire în rândul populației. Deși într-un spațiu deschis au voie întruniri cu maxim 5.000 de persoane, numai puțin de 20.000 de oameni s-au strâns în piața centrală a orașului, cu muzică în boxe, fără distanțare socială sau mască de protecție și cu steaguri ale Reichului German fluturate în mulțime. Coronascepticii au ieșit în stradă, nemulțumiți de noile restricții. Iar pentru că regulile de protecție sanitară lipseau, forțele de ordine au încercat să disperseze mulțimea, însă de aici până la ciocnirile violente a mai fost doar un pas. Protestatarii au forțat de asemenea un cordon al poliției de lângă gara centrală din Leipzig. Potrivit presei germane, unii participanți care au răspuns la apelul unui colectiv care se prezenta drept gânditori liberi au atacat o parte din jurnaliștii și contramanifestanții care plănuiseră de asemenea să mărșăluiască prin centrul orașului. Ciocnirile au avut loc în contextul în care numărul zilnic de infectări la nivel național a atins sâmbătă un nivel record de peste 23.000 de cazuri, iar cel al deceselor înregistrate de la începutul pandemiei a ajuns la 11.226. Jurnalul orei 12 se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. De la ora 13 începe emisiunea 360 Medical cu Aneta Sângerzan. Duminică frumoasă să aveți!